Ca bateria Viaza 1-ului, Zeri își folosește puterile electrice pentru a se încărca pe ea și armele sale pentru orice situație. Plină de sclipire și energie, Zeri îi electrizează pe cei din jur atunci când nimeni nu dorește să o facă. Piciorul ei e întotdeauna pe accelerație, accelerând și electrocutând câmpul de luptă cu ușurință. Puterea ei are fitil scurt, dar Zeri nu renunță niciodată, oricât de greu i-ar fi. Atenție! Am un fulger în pistol! Așadar, pregătiți-vă să vă scăldați în scântei. Bun venit la prezentarea campionului Zeri! Pasiva lui Zeri e bateria vie. Când provoacă daune scuturilor inamice, Zeri primește un scut egal cu o parte din daunele provocate. Orice scut obținut de Zeri îi oferă un bonus scurt la viteza de mișcare. Nu încetinesc! Zeri crește tensiunea cu Q, foc rapid. Ha! În locul atacurilor tradiționale, Zeri lansează o ploaie de 7 gloanțe care provoacă daune primului inamic lovit. Are un timp de reactivare scurt, care scade odată cu viteza de atac și nu costă mană. Loviturile cu foc rapid pot fi critice și aplică efecte la impact. Din toate punctele de vedere, Q-ul este un atac de bază de îndemânare. Pasiva focului rapid îi transformă atacurile de bază într-o abilitate, aplicând efectele vrăjilor, ca sceptrul de cristal al lui Riley, dar nu și efectele de atac precum lovituri critice sau strălucire. Această abilitate se poate încărca prin mișcare și folosirea focului rapid, provocând daune crescute semnificativ și încetinind la încărcare maximă. Provoacă și daune bonus inamicilor cu viață puțină, simplificând uciderea minionilor. Aveți grijă, căci atacurile reduc încărcarea, întârziindu-i accesul la acel bonus de daune masive. Îmi trebuie combustibil! W-ul lui Zeri e Laser Ultra Shock, un impuls electric ce încetinește și provoacă daune primului inamic lovit. Când impulsul este țintit prin teren, se lățește și se extinde într-un laser ultra-ultra shock care lovește inamici multipli. E-ul lui Zeri e explozia de scântei. După o scurtă năpustire, următoarele trei salve de foc rapid vor străpunge inamicii, provocându-le daune celor de după primul. Atacurile și abilitățile împotriva campionilor inamici reduc timpul de reactivare al exploziei de scântei. Zeri se poate năpusti peste orice tip de teren pe care l-atinge, indiferent de lățime. În timp ce trece prin teren, folosiți laserul ultra-shock pentru mai mult curent. Pac, pac. Suprema lui Zeri e lovitura electrică, care dezlănțuie o novă electrică ce provoacă daune inamicilor din apropiere. Lovirea unui campion inamic oferă supraîncărcare, care acordă viteză de atac bonus, daune bonus la impact și un efect de fulger în lanț pentru focul rapid. Supraîncărcarea se și cumulează, oferind viteză de mișcare bonus per cumul de supraîncărcare. Atacurile și abilitățile folosite pe campionii inamici se cumulează și prelungesc durata supraîncărcării pentru a spori bonusul la viteza de mișcare, ceea ce îi permite să ucidă inamicii ca după un flash sau fără el. Mai repede, au nevoie de scânteia mea! Deși puteți fi încântați să atacați, aveți grijă pentru că atacurile excesive reduc cumulurile. În schimb, folosiți abilități și țineți inamicii la distanță pentru o încetinire maximă, apoi eliminați-i cu ușurință. Hai, Zeri! Nu uita că lupți ca să câștigi! Dacă vedeți că echipa vă e în pericol, explozia de scântei e grozavă când vreți să vă alăturați rapid luptei. Țintiți terenul pentru a trece peste și, înainte de sosire, folosiți laserul ultra-shock pentru o intrare electrizantă. A fi o baterie propriu-zisă are și părțile ei pozitive, în special în momentele cruciale. Folosiți lovitura electrică la început și mențineți supraîncărcarea cu abilități și atacuri încărcate. Cu toată viteza de mișcare bonus, e foarte ușor să alergați în cerc în jurul inamicilor. Uite ce fug! Ne-am descurcat de minune! Chiar dacă o luptă pare nefavorabilă, Zeri poate întoarce soarta printr-o lovitură electrică cu mai multe ținte. Lupta asta devine nasoală. Noroc cu mine! Cu viteza supraîncărcării, folosiți explozia de scântei pentru a vă repoziționa rapid și focul rapid pentru a ataca dintr-o poziție sigură. Ca un cuțit familiar, provocați daune în lanț printre inamici și goniți spre victorie. Fulgerul lovește mereu de 2 ori, sau de 3 până la 7. Aflați mai multe despre scânteia din Zaun în linkurile de mai jos.